Restricții de circulație au fost și pe DN7, kilometrul 232 plus 800, kilometrul 233 plus 500, pe raza localității Câineni, unde s-au executat lucrări de reparare a parapeților metalici. S-a circulat pe jumătate din cale, dirijat de piloți de circulație, și pe DN7, kilometrul 198 plus 300, kilometrul 200, pe raza localității Călimănești, s-a lucrat la rânguirea versanților. Circulația rutieră s-a închis și deschis în reprize de maxim 20 de minute. Data de 1 aprilie și 2 aprilie vor fi unele restricții pe sectorul de drum de pe bulevardul Demrădulescu, respectiv de la intersecția străzii Ostroveni până la drumul național 67, deoarece în perioada următoare vor fi efectuate calibrările la radarele deținute pe autospecialele mele, cât și radarul mobil.